Popescu vă invită la o ediție specială a știrilor Europa FM. Ediție specială cu Alicia Popescu la Europa FM. Seara, bine v-am regăsit imediat în direct declarațiile anunțate de administrația prezidențială, declarațiile președintelui Klaus Iohannis, pe care le urmărim împreună la Europa FM, alături de Cristian Tudor Popescu, președintele acum. 18.863. Nu este un simplu număr, sunt 18.863 de inimi de români care de astăzi bat cu teamă de necunoscut, cu teama că sunt bolnavi de COVID-19, fiecare dintre ei cu familii și oameni dragi care poate au luat și ei la rândul lor boala. 574. Nu este un simplu număr. Sunt 574 de inimi de români care au încetat să mai bată, fiindcă au pierdut lupta cu acest virus ucigaș. Oameni care, în urmă cu doar câteva săptămâni, se bucurau de viață, visau și își făceau planuri de viitor, lasă acum în urmă lacrimile și disperarea celor care le plâng moartea. Mame și tați, despărțiți definitiv de copiii care niciodată nu vor putea fi consolați de pierderea părinților. Oameni care îi pierd pe cei pe care îi iubesc, fără să mai apuce să-și ia rămas bun, oameni care îngroapă acum alături de cei dragi și o parte din sufletul lor. 1.805. Nu este un simplu număr. Sunt 1.805 de români care se luptă minut de minut pentru fiecare respirație, pentru fiecare gură de aer. Toate acestea, 18.863 de cazuri noi de îmbolnăviri COVID-19, 574 de decese, 1.805 cazuri la secțiile de terapie intensivă și sunt doar raportările zilei de astăzi. În realitate, sunt milioane de români afectați, cu viețile schimbate, de multe ori ireversibil, de efectele acestei pandemii. Spitale arhipline, secții de terapie intensivă care nu mai fac față, medici epuizați. Acest coșmar ne arată că, din păcate, valul 4 se dovedește mult mai agresiv chiar și decât cele mai pesimiste așteptări și prognoze. Pregătirea acestui val, pe fondul unei campanii de vaccinare care s-a mișcat mult prea lent, a fost deficitară. Cauzele sunt multiple, dar și dacă vedem cine și ce a greșit, acum ceea ce mai contează este să reușim să depășim această mare cumpănă. Este alarmantă lipsa de acțiuni concrete din partea autorităților și cifrele de astăzi confirmă, din păcate, că nu s-a făcut ceea ce ar fi trebuit până acum. Am decis să convoc mâine o ședință cu toți responsabilii guvernamentali implicați în gestionarea pandemiei, pentru instituirea unor măsuri clare, restrictive, singurele care mai pot diminua în acest moment răspândirea infectărilor. Este o perioadă a suferinței. O dramă națională de proporții teribile. Nu avem însă altă opțiune decât să o depășim. Prioritatea zero este, în acest moment, salvarea vieții semenilor noștri, protejarea sănătății celor vulnerabili și a celor bolnavi pe care asistența medicală îi poate ajuta să depășească cu bine această maladie. Orice alte teme trec în plan secund. Nimic, nimic nu este mai presus de viață și trebuie să facem tot
ce este omenește posibil, chiar și în ceasul al 12-lea, pentru a o proteja. Zi de zi, chiar în aceste momente, medicii și personalul medical din spitalele noastre duc o luptă epuizantă pentru viață. Dar nici sistemele medicale performante din țări cu o infrastructură sanitară dezvoltată nu pot face față unui număr atât de mare de îmbolnăviri. Este motivul pentru care am solicitat ajutor extern și suntem recunoscători tuturor statelor care ne vin în sprijin. Dragi români, vaccinarea este singura soluție care vedem că funcționează în toate statele în care pandemia a fost semnificativ redusă prin vaccinarea populației în proporție covârșitoare. Este în același timp și argumentul suprem împotriva tuturor celor care, contestând cu premeditare sau din ignoranță vaccinurile, sunt indirect responsabili și vinovați de suferința semenilor pe care chipurile încearcă să îi salveze de efecte secundare adverse imaginare. Vaccinurile anticovid sunt sigure și eficiente, la fel cum și formele severe și decesele cauzate de această boală sunt reale și dramatice. Conspirațiile și teoriile fake news fac extrem de mult rău celor încurajați să refuze tocmai soluția care le-ar putea salva viața. În același timp, pentru a opri acest val pandemic foarte agresiv, sunt necesare măsuri urgente care să stopeze transmisia comunitară intensă și este nevoie de ele acum. Fie că vorbim de certificatul verde adoptat în regim de urgență de către Parlament sau de alte măsuri capabile să reducă pe termen scurt mobilitatea și interacțiunea umană, nu trebuie să mai pierdem nici o clipă în a le asuma și pune în aplicare, indiferent cât de nepopulare ar părea. Orice zi pierdută sau de ezitare poate avea efecte dramatice pentru noi toți ca societate. Dragi români, știu că este foarte greu, dar nu vă pierdeți speranța. Istoria națiunii noastre greu încercate stă mărturie că atunci când am fost solidari, am trecut cu bine peste cele mai cumplite încercări. O putem face și acum. Vaccinați-vă, purtați mască, evitați aglomerațiile, păstrați distanța socială cât mai mult timp posibil. Suntem în al 12-lea ceas. Să ne protejăm și să salvăm viețile celor apropiați. Vă mulțumesc și vă doresc multă sănătate tuturor. Klaus Iohannis, în direct de la Palatul Cotroceni, în ziua în care am înregistrat cel mai negru bilanț al pandemiei. Aproape 600 de oameni au murit în ultimele 24 de ore, aproape 19.000 au fost confirmați ca având COVID. Numărul celor care sunt în stare gravă la terapie intensivă a trecut de 1.800. Dar sunt situații în care oamenii în stare gravă nici măcar nu mai ajung la terapie intensivă. Corespondentul Europa FM în Galați ne spunea că în ultimele 24 de ore 8 oameni au murit în containerele din curtea spitalului județean de acolo, ne mai ajungând în secțiile de terapie intensivă. Președintele Klaus Iohannis vorbește despre un val 4 care, citez,
este mult mai agresiv decât cele mai pesimiste așteptări. Președintele anunță în această seară o ședință cu toți cei responsabili din guvern, toți cei implicați în gestionarea pandemiei, pentru a decide împreună măsuri dure, restrictive, singurele care, spune el, mai pot limita agravarea situației. Este o dramă de proporții teribile, nu avem altă opțiune decât să o depășim, spune președintele, contează mai puțin acum cine este responsabil pentru situația în care am ajuns, orice altă temă trece în plan secund. Totuși a vorbit despre autorități care nu au gestionat cum se cuvine și n-au luat măsurile potrivite ca să nu ajungem aici. Vaccinarea, spune președintele, este singura soluție. Li se adresează socotindu-i responsabili și celor care pun la îndoială siguranța vaccinurilor și descurajează pe cei care ar fi dornici să se vaccineze. Președintele a vorbit din nou în finalul declarației sale despre măsuri care limitează mobilitatea, îndemnând clasa politică să le susțină, citez, oricât de nepopulare ar fi. A fost Klaus Iohannis în direct de la Palatul Cotroceni. Am ascultat împreună această declarație. Cristian Tudor Popescu, gazetar, editorialist în direct acum la Europa FM. Bună seara, domnule Popescu. Bună seara, doamna Iacobescu. Ce efect vă așteptați să aibă această declarație a președintelui și cui se adresează el? Efectul, într-adevăr, e bună întrebarea, cui se adresează? Da, e o întrebare foarte bună. Cui se adresează? Probabil prompterului de pe care a citit acele compuneri de tip lacrimogeană pe care i le-au alcătuit, mă rog, scriecii de la președinție. Când are loc întâlnirea cu factorii guvernamentali pentru a lua măsuri? Mâine. Mâine? Da. Bun, deci încă o zi. Domnul Iohannis nu a apărut astă seară să ne spună așa cum aștepta o țară întreagă. Ce măsuri s-au luat deja, au început să fie aplicate. Întâlnirea cu factorii de răspundere trebuia să fie avut loc. Dar domnul Iohannis... Știți că e o vorbă românească, mi-ai mâncat zilele. Domnul Iohannis mănâncă zile. Pentru el, o zi până mâine, în care mai mor spre 600 de oameni, nu contează. Nu? Ne anunță astă seară că are de gând să pregătească să ia măsuri. Reușim, după părerea mea, să enerveze oamenii. Nimic altceva. Nu e prima dată când face asta domnul Iohannis. Astă vară vorbește de nepregătirea valului 4, domnul Iohannis, că statul a eșuat și valul 4 n-a fost pregătit, dar astă vară câte astfel de ședințe a făcut domnul Iohannis cu factorii de răspundere, întrebându-i, vine valul 4, ce ați făcut, ce faceți, spuneți-mi. În ce stadiu se află pregătirile pentru valul 4? A făcut așa ceva? Mai mult decât atât, domnule Popescu, astă vară când vedeam că țintele stabilite total nerealist de autorități în ce privește vaccinarea erau imposibil de atins, președintele totuși vorbea despre un succes al campaniei de vaccinare. Exact. Despre care acum spune că s-a mișcat mult prea lent. Da, doamne Iacobescu, aveți dreptate. Îmi amintesc și expresia, am învins pandemia. Da. Domnul președinte așa spunea, da? Și faptul că se va bloca, practic, campania de vaccinare era evident, nu de astă vară, era evident de prin luna aprilie. Exact, exact. Pentru că cei care au avut conștiință și o anume calitate umană și inteligență și dorință de a se documenta, s-au vaccinat în acele luni. După care au rămas ceilalți, care din păcate sunt ăștia care sunt. Însă, domnul Iohannis, de asemenea, doamna Iacobes, vine în seara asta și ne spune că mâine s-ar putea să se pregătească ca să ia măsuri. După ce
a dat o săptămână de chipzuință partidelor înainte de a își anunța hotărârea în legătură de a chema la consultări și apoi a-și anunța hotărârea în legătură cu desemnarea lui Dacian Cioloș. Care Dacian Cioloș? Ce să facă și el? Da? A mai consumat de pomană 10 zile. Hai să facem o mulțire, da? Da. Cât fac? Și 600 de persoane moarte pe zi, cât fac? Ori 10. Da? 10 zile în care știa foarte bine, știa și Iohannis, știa și Cioloș, știa toată lumea că sunt de pomană. De pomană ca la morți, ca la... Și să mai punem o întrebare, domnule Popescu. Mâine o discuție, o ședință cu niște miniștri interimari, nu? Chiar în ziua în care, noi așa știm, că urmează a fi supus votului un cabinet, nu? Un alt cabinet. Da, un alt cabinet. Acest guvern se află într-o situație precară, într-o situație vulnerabilă, este demis, este un guvern demis și de aceea nu are curaj să ia măsurile dure și necesare care mai pot fi luate în momentul ăsta. Ce spune președintele acum de vaccinare sunt vorbe de clacă. Vaccinarea nu poate să-și mai dea, să-și facă efectul acum decât peste o lună și jumătate din acest moment. Dacă s-ar vaccina, eu știu, 10 milioane de oameni într-o acum, tot nu s-ar rezolva problema imunizării decât într-o lună și jumătate. Așa funcționează vaccinul, la două săptămâni după a doua doză. Deci, oamenii nu pot fi salvați în această lună în care urmează, vor muri. Și vor muri din ce în ce mai mulți. Vaccinul de acum nu mai poate salva. După aceea. Aceste măsuri, da. Prin urmare, măsura evidentă care trebuie luată acum este carantinarea totală. Așa cum s-a făcut în 2020, când erau 200-300 de cazuri pe zi. Și vedeți probabilă această măsură extremă, domnule Popescu? Nu. Nu, pentru că din nou își fac socoteala, cum și-a făcut și Orban anul trecut, în septembrie, la sfârșitul lui septembrie, și-a făcut socoteala că o să piardă voturi la alegeri dacă introduce lockdown, carantină totală. Așa își face socoteala și acest guvern, aflat într-o situație precară, un guvern demis, vulnerabil, care încearcă să nu fie mai impopular decât oricum este. Păi ce ar mai putea pierde acest guvern? Întrebați-i pe ei. Vă rog eu frumos, întrebarea asta, doamnă Iacobescu, ar trebui să o puneți guvernului Câțu. Ce mai aveți de pierdut acum? Întotdeauna mai există ceva de pierdut, mai există ceva de câștigat, dar acestor oameni puțin le pasă de cei care mor. Noi vorbim aici, spunem de că mor 500-600 de oameni. Să știți că această nepăsare a oamenilor politici față de cei care îi aleg și cei pe care îi conduc nu e de acum, din momentul ăsta. Este de 30 de ani. Toți. Tuturor puțin le-a păsat de prostime. Puțin le-a păsat. Acum însă se vede, doamnă Iacobescu, se vede ca la o tomografie. Această pandemie arată România cu comorbidități. România e o țară cu comorbidități și una dintre cele mai grave este acest miserupism al politicienilor față de simplii cetățenii. Nu fac decât să calculeze cum să facă socoteli, cum să rămână la putere, cum să mai câștige niște voturi ceilalți, cei din opoziție, cum să-și asigure victoria în anticipate sau în următoarele alegeri. Să nu credeți că interesează pe cineva, da, că a mai murit un om. Domnule Popescu, vă mulțumesc. Ce vă propun acum este să aflăm de la un specialist ce ar putea fi făcut în acest moment. Poate să mai spun ceva? Vă rog, sigur că da.
Doamne Iacobescu, câte... Uite, am văzut acum că unei femei la Piatra Neamț, poliția a deschis dosar penal pentru zădărnicirea combaterii bolilor, pentru că a anunțat, știre total falsă, public a anunțat că spitalul modular din Piatra Neamț e gol. Da. Aia da. O minciună. Da. E, vreau să știu și eu, pe individul ăla de la Constanța, care ocupă funcție de arhiepiscop, pe cel de la Giurgiu, care e episcop, și care au ieșit în public și au spus acum, nu vă vaccinați. Ăsta de la Giurgiu spune că vaccinurile sunt expirate și că, doamnă Iacobescu, spune că medicii în spitale pun la cale arderea oamenilor. Așa cum s-a întâmplat la Piatra Neamț, cum s-a întâmplat în București, medicii afirmă așa ceva, această față bisericească. Vreau să vă întreb, nu credeți că ar trebui ca acești să se aplice în sfârșit această lege și oamenii aceștia să fie reținuți și cercetați penal și ei și alții medici care fac în acest moment, fac această propagandă antivaccinistă când sunt 19.000 de infectați și 600 de morți pe zi. Ar mai avea efect acum, domnule Popescu? O intervenție de genul acesta ar mai avea efect acum? Da. O vedeți probabilă? Nu o s-o facă din același considerent pentru care nu vor face lockdown, pentru care să feresc cadă foc, să ia niște măsuri dure și necesare, pentru că așa cred ei că o să rămână populari. Dar coerciția, niște măsuri de pedepsire a acestor criminali, așa sunt niște criminali, da? Cei care spun acum că vaccinul, nu vă vaccinați, aceștia sunt niște criminali. Da. Domnule Popescu, mulțumesc pentru intervenția telefonică. Gazetarul Cristian Tudor Popescu, după declarația președintelui Klaus Iohannis în ziua în care am înregistrat cel mai tragic bilanț al pandemiei, aproape 600 de morți, aproape 19.000 de pacienți confirmați ca având COVID și 1.800 de oameni la terapie intensivă. Ce soluții ar exista în acest moment? Aflăm de la Răzvan Cherecheș, profesor de sănătate publică. Bună seara, domnule profesor! Bună seara! În ritmul acesta, ce mai poți să faci? Din fericire, suntem în punctul în care mai avem o singură soluție. Adică, respectiv, exact cum zicea domnul Popescu înainte, are perfectă dreptate, să intrăm în lockdown toată țara. Deci văd doar două variante. Fie un lockdown soft, adică în care se intre toate orașele mari, din România, pentru că acolo e densitate populațională mare și transmiterea e mai intensă, implicit trecerea în online a tuturor școlilor din România, poate să rămână deschis doar clasele 1-4, sau cealaltă variantă în care se treacă, pe varianta hard, să se treacă în lockdown toată țara. Problema este că din acest moment, în fiecare zi care urmează, cel puțin următoarele 2-3 săptămâni, numărul de morți va crește. Eu, sincer, sunt absolut stupefiat. Deci nu știu. Eu nu știu cum aș putea să dorm noaptea dacă aș fi în locul președintelui Iohannis sau premierului Câțu, să știu că în fiecare zi o să fie sute de morți suplimentari și care pică responsabilitatea lor, care ar fi putut fi evitate în mare parte prin măsurile de peste vară, prin luarea unor decizii astăzi. Fiecare zi de întârziere amână acest lucru. Dacă mâine s-ar intra în lockdown toată țara, următoarele 3 săptămâni numerele vor continua să crească la fel de, accelerat. Când s-ar vedea efectele unui lockdown, unei carantine totale? Păi, haideți să ne gândim așa. Deci o persoană care astăzi s-a uitat la discursul președintelui Iohannis împreună cu altă persoană infectată și s-a infectat astăzi, în 5-7 zile va face primele simptome, în 5-7 zile va ajunge să fie internat pe terapie intensivă, presupunând că e unul dintre cei care vor avea simptome severe, și undeva în 2-3 săptămâni, cam în 2 săptămâni după aia, va ajunge cel mai probabil să moară. Deci,
a dat peste o lună, vom vedea rezultatul faptului că oamenii au putut să vadă discursul președintelui Iohannis fără modalități de control adecvate. Deci dacă impunem de mâine lockdown în toată țara, următoarele 3 săptămâni a continuat să avem creștere, următoarele 2 săptămâni pe urmă vom avea platou și abia pe urmă scădere. Deci vorbim de cel puțin o lună jumate, două luni de lockdown ca să reușim să scădem numărul de morți. Secțiile de terapie intensivă numai că sunt pline, dar vor rămâne pline până în primăvară. Deci în acest moment în România, o persoană care are nevoie de servicii de terapie intensivă nu va avea acces la terapie intensivă pentru câteva luni, până la primăvară. Și asta e, deci ăștia sunt morții pe care nu-i mai numărăm, că sunt morți care au nevoie de terapie intensivă non-COVID, dar nu mai există pentru că creșterea numărului de paturi COVID. Nu s-a făcut, cineva asta și-a făcut paturi pe bandă, s-a făcut prin extensia peste serviciile de terapie intensivă preexistente. Și încă o întrebare, domnule profesor, și dacă ar fi lockdown fără vaccinare, care ar fi efectul? Vaccinarea e o strategie pe termen lung. Noi am avut toată vara care a mirosit-o cu campanii prost făcute, cu mesaje triumfaliste și cu campania politică a primului ministru și a președintelui. Cu asta a mirosit-o. Deci dacă de mâine oamenii încep să vadă că realitatea din secție de terapie intensivă și realizează că e nevoie să crească rata de vaccinare, efectele nu se vor vedea cu siguranță până în primăvară. Deci abia după ce depășim un 5-60% începe să se vadă efectul vaccinării. Pentru că 30, cum avem noi acum 30% și un pic, nu e jumate din 60%, e mult mai puțin pentru că creșterea acoperirii una exponențială. La fel, e o chestie de probabilități de cu câți oamenii interacționez. Deci noi până nu ajungem la un 60% nu vom vedea efectele vaccinării. La 30% e ca și cum nu am avea. La 30% cei care acoperiți, e protejați. Cea mare parte a lor. În ritmul actual, când vedeți posibil de atins această țintă de minim 60%? Părerea mea e că noi nu vom ajunge până în primăvară la 60%, pentru că avem probleme de comunicare, încrederea populației în autorități a fost erodată semnificativ în această vară și asta nu se, încrederea se câștigă greu și se pierde ușor. Ori noi, încrederea s-a pierdut. Mai mult, avem o mulțime de jucători în mediul social care ar fi putut să joace un rol important, cum e, de exemplu, Biserica Ortodoxă, și care au fost multiple elemente care au sabotat de-a dreptul campaniei de vaccinare și chiar dacă mâine Biserica Ortodoxă își asuma rolul de a proteja, de a proteja sănătatea credincioșilor și ar transmite un mesaj pro-vaccinare, nu ar mai fi credibilă pentru că a tolerat în interiorul propriei structuri indivizi care au avut mesaje virulente antivaccinare. Și atunci și ei și-au pierdut credibilitatea. Deci în momentul ăsta, din nefericire, nu avem instituții în România care să fie suficient de credibile și care să transmită mesaje. În România nu există consecințe. Deci noi în România am avut medici care au avut mesaje antivaccinare, care nu au fost penalizați niciun moment de Colegiul Medicilor. Am avut angajați a universităților de medicină din România care au avut mesaje antivaccinare și care nu au fost penalizați de universitățile de medicină și farmacie. Am avut judecători și procurori și avocați care au avut mesaje antivaccinare, inclusiv în instanțe, și nu au fost sancționați de către CSM. Am avut indivizi care au distribuit, politicieni care au distribuit știri false, intenționat false, și nu au fost sancționați niciun moment. Deci nu există consecințe pentru sabotarea în mod intenționat și cu rea voință a eforturilor de vaccinare și care implicit duc la morți, la morți suplimentari. Domnule profesor, mulțumesc pentru intervenția la Europa FM. Răzvan Cherecheș, profesor de sănătate publică, și Cătălin Tolontan, jurnalist Libertatea, în direct acum la Europa FM. Cătălin, bună seara! Bună seara! Îl asculți pe președintele Iohannis și ce gândești? Unde va găsi pe responsabili? Spunea păi nu-i caută. Convoacă pe responsabili. Responsabili în sensul de... Convoacă. Am înțeles, pentru că Alminter spunea, dacă îmi permiți, că nu mai e important cine a greșit în legătură cu eșecul de până acum. De asta am crezut că te referi la cei responsabili. Nu, la cei care sunt, la cei competenți în funcții și mandatați de către cetățeni să rezolve situația. Nu știu unde vor fi adulții din încăperea aia. Pentru că aceiași oameni, în primăvară, au decretat că am învins pandemia. Acum, ca să-l citesc pe președinte,
trăim o dramă națională de proporții teribile. Deci mâine este ședința în care aflăm că am fost învinși de pandemie. Și așa cum foarte bine spunea profesorul Cherecheș mai devreme, noi nu am încheiat nimic. Oricum, pe orice cale am luat-o în acest moment, ne va fi greu înainte să ne mai fie eventual cândva, poate la primăvară, mai bine. Lockdown este o măsură care își produce efectele într-o lună și jumătate, vaccinarea în probabil 3 luni de acum înainte, oricum sunt singurele căi, evident că n-ai altă variantă în momentul acesta. Și da, exact cum spui tu, eu n-am auzit totuși până acum și nu l-am auzit pe președinte nici în această seară. Ne puteți spune, domnule președinte, cu limbajul dumneavoastră, cu vorbele dumneavoastră, și nu numai președintele, și premierul, și cei de la INSP, și cei de la campania de vaccinare, ce ați greșit? Pentru ca oamenii să vă poată crede că puteți repara, că ați conștientizat. Nu e lipsit de importanță, așa cum a spus explicit președintele, cine, iar și-l citez, cine și ce a greșit. Și am încheiat citatul. Nu, e foarte important cine și ce a greșit, fie și pentru că cei care au greșit și ne-au adus în această dramă de proporții teribile, cu expresia șefului statului, nu mai au ce căuta la masa deciziilor. Nu, nu se poate. Adică n-ai cum după 3 luni în care tu ai declarat că am învins să spui că suntem înfrânși teribil cu prețul vieții umane și să pretinzi să fii din nou la masa deciziei. Nu, pentru că nimeni nu te va mai crede în stare și nu ești, evident, în stare să rezolvi situația, să ai o privire corectă asupra situației, oricâte bune intenții ai avea în acest moment. Da, cât de severe te aștepta, realist vorbind, să fie măsurile pe care le vor decide, citez, cei responsabili? Am încheiat citatul. Extrem de severe ar trebui să fie. Nu, cât de severe te aștept speranța, să fie? Nu, am înțeles întrebarea ta. Eu cred că totuși își vor da seama, pentru că mai e ceva. Președintele, când a venit să vorbească în seara asta, el are acces la predicțiile pentru zilele următoare. El își dă seama din ceea ce știe din spitale, din comunicările centralizate de la DSP, că e normal să existe această predicție, cam care vor fi cifrele pentru, cel puțin pentru zilele următoare, în privința morților. Până la urmă, românii, oricât de mult am, cum să spun, comunismul ne-a făcut să nu mai prețuim viața umană, da? Este evident, nici pe a noastră și evident nici pe celorlalți, dacă nu prețuim pe a noastră. Oricât de mult ar fi, cifrele astea rezonează într-o țară. Deci, la noi mor în acest moment cam 500 de oameni pe zi, în războiul teribil din Liban, despre care știu civil toți românii, da, se știe, sau au fost 15 ani de război, când mureau 1000 de oameni pe zi, se numea, era o zi neagră, că în general mureau 102 de oameni. Deci la noi suntem într-un război civil nedeclarat în momentul ăsta și care va fi vindecat foarte, foarte greu. Și totuși trebuie, adică până la urmă, nu doar guvernanții, ci mai sunt instituții în țara asta care trebuie să hotărască cum joacă, da? Biserica noastră, cea ortodoxă, trebuie să decide dacă este și creștină. Deci biserica română trebuie. Crezi că mai are această dilemă? Îmi pare rău că... Trebuie să ne spună dacă e creștină sau nu. E important. E foarte important. Și acest lucru. Nu vei atinge oamenii de la țară altfel. N-ai cum să-i atingi, decât și prin implicarea bisericii. Da. Cătălin, mulțumesc pentru intervenție final de analiză la Europa FM după declarațiile președintelui Klaus Iohannis în ziua cu cel mai negru bilanț al pandemiei. Președintele spune că va convoca mâine o ședință cu toți responsabilii din guvern și vor decide măsuri dure restrictive. Știrile care contează peste câteva minute doar la Europa FM. Sănătate tuturor! Ediție specială cu Alicia Cobescu la Europa FM.